Schimbarea viceprimarului s-a mai încercat în ședința de Consiliu Local anterioară, dar nu s-a reușit. Atunci mai mulți cetățeni de etnie romă chiar au făcut scandal la primărie pentru a nu-l schimba din funcție. Acum conducerea PNL a trimis o adresă la primăria Scoarța, prin care este anunțat faptul că vicelui Gheorghe Babalăc îi se retrage sprijinul politic. Astfel că la următoarea ședință de Consiliu Local, pe ordinea de zi, va fi propusă schimbarea lui.